Vineri 3 martie de la ora 18 la Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava, în sala auditorium Iosef Schmidt, fotograful Răzvan Voiculescu își va lansa albumul Bucătăria Hoinară se gătește de plecare. Partea finală a trilogiei de albume foto dedicată călătorilor care au curiozitatea de a descoperi prin bucate aburinte povești la gura sobei și personaje suspendate în timp, o altă dimensiune a României. Albumul vine la 12 ani de la debutul proiectului Bucătăria Hoinară. Evenimentul va fi moderat de profesor universitar dr. Elena Brândușa Steiciuc, iar în cadrul lansării va fi prezent și fotograful Răzvan Voiculescu, dar și o parte dintre personajele din album. Cu această ocazie va avea loc proiecția scurtmetrajului Bucătăria Hoinară se gătește de plecare, semnat de Adriana Luca, Aciu și Răzvan Voiculescu, iar seara se va încheia cu un scurt recital susținut de lor. Lorena Oltean. Bucătăria Hoinare se gătește de plecare, este un album foto care împletește gastronomia cu călătoria. Fotograful și echipa lui mergând prin diverse culturi ale țării pentru a descoperi bucătării străvechi, în care bătrânii gătesc ca o dinioară. Imaginile din album imortalizează această lume plină de gusturi și arome în povești, de care să se bucure și generațiile care vin. Primele două volume ale trilogiei sunt Bucătăria Hoinară și Bucătăria Hoinară se întoarce. Evenimentul se armonizează cu direcțiile de cercetare ale Universității Ștefan cel Mare din Suceava în domeniul patrimoniului cultural și vine în completarea acțiunilor realizate în ultimii ani în acest domeniu.